Köszönöm szépen! Pentru nou mandat, candidatura mea de primar, vrem să continuăm lucrul început. Avem o traiectorie bună de dezvoltare în municipiul Reghin și dorim să continuăm, asta a fost și sloganul nostru și mă bucur de prezența domnului președinte al UDMR și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul deputat și echipa mea să fim alături și mă bucur că mă susțin și să continuăm lucrul început la Reghin. Succes! Mulțumim! Biroul electoral va analiza dosarul, va înregistra, aveți reprezentante în biroul electoral de circunscripție, vom aduce la cunoștință prin reprezentant ceea ce este de făcut, de completat în sală dosar sau dacă dosarul va trece în continuare așa cum este. Sigur. Vă dorim succes. Cum dorim tuturor celorlalți și, și vă dorim și să succes întregii echipe și să fie într-un cealaltă. Da, în primul rând, în 2020 am primit un vot de încredere de la cetățenii Reghinului și totodată mi s-a dat posibilitatea ca primar să pot demonstra că și în Reghin se pot realiza lucruri frumoase, proiecte frumoase și sunt convins că pot. Am prins curaj, am prins un pic de experiență, mult mai mare experiență decât în primul mandat. Ne-am stabilit obiective solide pe care, continuând lucrul intens, am putut să le realizăm. O mare parte din ele nu ne oprim. 3 ani jumate au fost suficienți pentru a putea dovedi că suntem capabil cu echipă bună să facem lucruri bune pentru comunitatea Reghin și m-am decis să-mi depun o candidatură, un nou mandat de primar pentru ca împreună cu echipa mea, care în sfârșit s-a format bine, să putem împreună cu echipă să putem continua proiectele care mi le-am propus și bineînțeles și cele vechi care încă nu sunt finalizate. Sunt și vreau să reprezint comunitatea reghineană cu un respect deosebit, cuvenit și sunt dispus cu aceeași putere și energie să-mi continui munca, că-mi place, lucrez pentru Reghin și lucrez pentru comunitatea mea pe care iubesc și țin mult. Domnul Marc Andreea este un primar care ne-a arătat că se poate și în primul mandat să faci lucruri care sunt foarte benefice pentru localnici. Ceea ce s-a întâmplat la Reghin, cred că este, nu pot să zic unic, dar foarte aproape de a zice așa, pentru că ceea ce am văzut noi din județ, ce s-a întâmplat la Reghin, suntem 4 minute de domnul primar și cred că asta e cuvântul spus de UDMR, că trebuie continuat pentru reghineni, pentru județul Mureș. Și felicit și doresc foarte mult succes în continuare. Deci, ceea ce este cel mai important lucru, suntem o echipă puternică, din care face parte și domnul primar Marc Andreea. Mă bucur că acceptă să-și depună mandatul pentru candidatura pentru încă un mandat. Îi urez mult succes. Eu cred că în ultimii 4 ani a demonstrat că, într-adevăr, a luat foarte serios toate atribuțiile de primar. A demarat foarte multe proiecte. A reușit să finalizeze alte proiecte începute. Am avut o colaborare foarte bună și, într-adevăr, unde am putut, și ca fost președinte al UDMR, dar și ca președinte al Consiliului Județean, peste tot l-am sprijinit și am sprijinit comunitatea din Reghin, pentru că pentru noi este important tot județul și este foarte important și municipiul Reghin.